Noul șef de la Sănătate anunță că se vor demara acțiuni de control încrucișat la nivel național și teste de sanitație pentru toate biocidele. Testele ne vor arăta dacă desinfectanții folosiți își fac treaba și ne vor arăta de asemenea, ne vor da un indiciu asupra modului în care procedurile de igienizare sunt respectate în spitale. Vlad Voiculescu spune că forul pe care îl conduce va realiza un caiet de sarcini pentru achiziția centralizată a biocidelor pentru toate spitalele aflate în proprietatea ministerului. Acest lucru se va face prin unitatea specializată din cadrul ministerului.